Salutare, băi băieți și fetelor, aici este gazda voastră, Xemus, fraților, bine v-am regăsit cu primul nostru story time. Deci, după cum vedeți din titlu, eu chiar am sărit de la etajul 5. Și o să vă povestesc, deci nu, dacă ați intrat pe clip și vreți să dați dislike pentru că e un clickbait infect, nu e un clickbait infect. Dar bun, deci, înainte să începe acest episod, vreau să vă duc aminte să apăsați pe butonașul de like exact acum și să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, uite ăsta, sau ăsta, sau nu știu unde apare, uite aici, sau aici, sau nu știu unde, Dumnezeu, în fine. Și să vă abonați la Patex Az. E un gamer, face live stream-uri aproape zilnice, postează CSGO și GTA și are gameplay-uri chiar foarte ok. Deci, eu o să vă las canalul lui în descriere, adică link de la canalul lui și acolo în comentarii, în caz că nu puteți să-l accesați, probabil o să-l aveți în subbox și da. Ca să începem cu începutul. Aveam undeva pe la 6-7 ani și era iarna, da? În fine, mie îmi plăcea foarte, foarte mult Spider-Man și Moș Crăciun, cam cum le plăcea la fiecare copil pe la vârsta aia. Aveam jucării cu Spider-Man, aveam figurine, aveam jucării de pluș, aveam pe Spider-Man lesbian, aveam pe Spider-Man homo, aveam pe Spider-Man, nu știu, trans, nu știu, aveam toate chestiile cu Spider-Man, îl aveam pe Spider-Man în postura asta, am un ceas cu Spider-Man, aveam perne cu Spider-Man, aveam de toate, frate, cu Spider-Man, deci nu vă exagerez, toată camera mea era plină de Spider-Man. Da, în fine, na, ce să zic, îmi plăcea foarte mult Spider-Man, asta nu era o problemă. Bă, era iarna, așteptam să vină Moș Crăciun, chestii, ninja afară, era frumos. Aici e geamul meu, da? Deci o să vă arăt imediat mai încolo, o să vă arăt mai încolo ca să înțelegeți cum Dumnezeu am vrut eu să sar pe geam. Ups, stai că scaunul meu e stricat, am uitat asta. Pot să fac așa. Bun, hai să continuăm. Da, acolo era geamul și în fine. No, deci cum am vrut eu să sar pe geam și de ce am vrut? Deci tot ce o să zic acum o să fie adevărat, da? Bun, mai în față, când te uiți pe geam, e ceva clădire și seara când se noptează, e încă o clădire și pare ca și cum ar avea un fel de mână clădirea și ghiciți ce s-o gândi băiatul, la ce s-o gândi băiatul vostru. Nu o să ghiciți. M-am gândit că ăla e Moș Crăciun. Bă, frate, deci să moară Gibilianul în budă sufocat, dacă nu... Am vrut să sar numai ca să ajung la el. Și ghici care era gândirea mea? Că oricum, dacă sar, ce pui mei să se întâmple? Adică, na, vine Spider-Man și mă salvează. Da, deci la asta mă gândeam. Și apăsați pe like. Bun, în fine. Și cum s-a dezvoltat toată acțiunea? Bă, eu mi-am luat un scaun. Deci, bă, am avut atâta minte să-mi iau un scaun, frate, la 6-5 ani. Nu știu, nu cred că eram 7. Acolo era, acolo e calorifer, o să vă arăt eu imediat, da? Și mi-am luat un scaunel mic, frate, mi l-am pus, m-am urcat pe calorifer, am deschis geamul, am dat jos inclusiv sita, deci inclusiv sita am dat-o jos. Nu știu, eu la 5 ani știam să dau jos o sită și sitele au clame de alea și nici nu m-am tăiat, țin minte că aș fi început să plângă, am făcut buba! No, în fine. Și am dat jos sita, ai mei erau în bucătărie, făceau ceva mâncare, pana mea, și am și dovadă că s-a întâmplat toată chestia asta, dar o să vă arăt la final. Am urcat pe pervaz, eram gata să sar și ghiciți ce, înainte să sară, poc, așa au făcut caloriferul, toată țava s-a rupt și poc, jap cu caloriferul, toată casa era apă. S-a răsturnat caloriferul practic cu mine, dar am sărit, deci știu că am sărit și s-a îmbordat. Deci nu știu cum am avut așa noroc. Maica mea încă până în ziua de astăzi zice că cel de sus m-a ajutat și că a venit lingeraș și să mă apere bunul Dumnezeu. Ok, scuze. No, și cam așa s-a dezvoltat atracțiunea. Am început să plâng, eram în stare de șoc. Părinții mei au venit, taică mi-au tras două lopeți în față pentru că am fost prost și eu mi-aș fi dat două lopeți, dar în fine. Da, pana mea, eram speriat, plângeam, că nu știu ce, m-a luat criza, deci efectiv, ca să înțelegeți, eu chiar credeam că dacă sar pe geam, Spider-Man mă salvează. Ok, și acum să vă arăt practic ce credeam eu că e Moș Crăciun. Bun, deci ăsta era caloriferul, da? Eu mi-am pus aici laba, da?
Ups. În fine, aici era caloriferul, am pus aici, mi-am dat jos frumos hita, nu știu ce, aici era geamul și am vrut să sar. Și uite, aia e clădirea care am crezut că e Moș Crăciun, uite. Stați, stați. Aia, uite, aia cu antenele. Băi, eu nu înțeleg cum, deci... Bă, da, eram prost, dar eram prost rău de tot, nu știu cum. Și, ca să vă arăt dovada, că chiar am sărit și că nu vă mint. Deci nu știu dacă se vede aici, dar aici am o cicatrice mare. Vedeți? Na, cam asta era mintea mea când aveam 5 sau 6 ani. Vă pun, bă, băieți și fetelor, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și vă pe butonașul de like, să treceți în descriere și pe la Patex AZ. Da, nu știu, să apăsați pe clopoțel dacă încă n-ați făcut-o, o să-l aveți aici sau aici sau aici sau aici, nu știu, în fine, oricum să apăsați pe el. Suntem aproape 10.000, deci nu-mi vine să cred. Sunteți cei mai șmecheri. Eu am fost Dexeremu, țineți minte, orice rating este mereu apreciat. Până data viitoare vă orez numai bune, iar noi ne vedem în următorul episod. Salut!